Rugăciunea și rugămintea. Să spunem împreună, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Ce am rostit noi acum? Noi am rostit împreună rugăciunea intitulată Tatăl nostru. Cui ne-am rugat? Ne-am rugat Tatălui nostru celui din ceruri, deci prin rugăciune noi vorbim cu Dumnezeu pentru a-i cere ajutorul, pentru a-i mulțumi sau pentru a-i slăvi. În rugăciune, mai întâi îi aducem lui Dumnezeu slavă sau mărire. Apoi îi mulțumim pentru toate câte ne-a dăruit, iar în final îi cerem ceea ce ne este de folos. De aici avem trei feluri de rugăciuni: de slavă sau mărire, de mulțumire și de cerere. Te rog frumos, îmi dai cartea de religie. Te rog frumos, îmi vinzi și mie o coroniță și un ornament de Crăciun. Ce ți-am adresat eu acum? Mi-ai adresat o rugăminte. Rugămintea o adresăm oamenilor cerându-le politicos să ne ofere un anumit lucru și astfel primim ajutorul lor. Am văzut în prezentarea de mai înainte câteva deosebiri dintre rugăciune sau rugăminte, dar oare sunt și asemănări între cele două? Cu siguranță că avem și asemănări. Știi să îmi rostești trei expresii prin care cele două se aseamănă? Da. Mi le spui, te rog. Te rog, ajută-mă, îți mulțumesc. Foarte bine, deoarece rugăciunea și rugămintea sunt două căi prin care ajungem în împărăția lui Dumnezeu și la inima omului, vă îndemn cu căldură să participați la Sfânta Liturghie, să vă rugați cât de des puteți și să cereți respectuos ajutor de la semeni când aveți nevoie. Doamne ajută!